Suntem bucuroși de fiecare dată când reușim să încheiem un proiect cu succes și suntem bucuroși pentru că, așa cum știți, în spatele fiecărui proiect este multă muncă, multe sincope, uneori multe probleme, dar de asta suntem aici să le rezolvăm și suntem bucuroși că astăzi putem încheia cu succes acest proiect care a durat implementarea lui 20 de luni. Și înainte să vă prezentăm câteva date tehnice din proiect, vreau să citesc cuvântul domnului primar, care astăzi nu a putut să vină împreună cu noi, pentru că are mai multe obligații la sfârșit de lună. Stimați invitați, dragi turdeni, astăzi încheiem cu succes proiectul Turda Online, iar cu acest prilej aș vrea să evidențiez eforturile remarcabile ale echipei noastre de la fonduri europene. Vreau să adresez sincere felicitări echipei de la finanțări externe pentru angajament, perseverență și competența de care au dat dovadă în întregul proces de implementare a acestui proiect. Desigur, nu este primul proiect în direcția digitalizării și modernizării serviciilor publice. Încă din anul 2016 ne-am străduit să fim o administrație modernă, responsivă și adaptată nevoilor contemporane. Iar prin implementarea proiectului Turda Online, am făcut încă un pas important și am reușit să valorificăm resursele europene într-un mod eficient și să extindem această platformă digitală online.primariaturda.ro cu servicii noi, prin care să ușurăm interacțiunea dintre cetățean și administrație. Mulțumesc încă o dată echipei de la fonduri europene pentru că ați fost motorul din spatele reușitei acestui proiect și al tuturor celorlalte. În încheiere, vă mulțumesc tuturor pentru susținere și participare. Vă asigurăm că vom continua să investim în tehnologie și să aducem inovații pentru a oferi servicii publice de calitate, aliniate cu așteptările și nevoile comunității noastre. Îi mulțumesc domnului primar pentru gândurile pe care le-a transmis și în continuare o să vă rog să fiți cu atenția la doamna Palaga Lascău din partea companiei Integrisoft, cea care o să ne prezinte foarte pe scurt detalii despre proiect și câteva detalii despre aplicațiile noi, aplicații software pe care le-am implementat în acest proiect, tocmai pentru a digitaliza serviciile oferite către cetățeni. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc pentru încrederea care ne-ați acordat-o. Sunt purtătorul de cuvânt a echipei care a fost și a făcut lucrurile mai bine în cadrul instituției dumneavoastră. Prin acest proiect am încercat să oferim servicii de digitalizare la nivelul municipiului Turda. Obiectivul general al proiectului a fost furnizarea de produse și prestarea de servicii care se extinde sistemul informatic din cadrul municipiului Turda. Să asigure o actualizare și o extindere a soluțiilor informatice prin adăugarea de module noi și integrarea modulelor existente, atât din perspectiva de front office cât și back office. Au fost două loturi în cadrul proiectului, au fost module noi și s-au implementat interfețe pentru integrarea aplicațiilor existente. Obiectivul specific a fost simplificarea serviciilor către cetățeni și reducerea birocrației prin implementarea unui sistem informatic integrat. A fost construit un sistem integrat cu arhitectură nativă de integrare a informațiilor. Sistemul care s-a implementat în cadrul acestui proiect este un sistem care preia din sarcinile care se făceau manual, automatizează acțiuni, sarcini, procese pentru a ușura munca din cadrul instituției, pentru a putea oferi o informație corectă, sintetică și a pune la dispoziția instituției un instrument de a răspunde rapid și ușor nevoilor și cerințelor cetățenilor. Astfel, oamenii din instituție vor putea să nu-și mai plimbe date între ei, de cele mai multe ori pe hârtie,
timpii de răspuns vor fi mai rapizi, pentru că va exista o sincronizare între date, sincronizarea care duce la o transparență în interiorul instituției. Astfel, deciziile vor putea fi luate mai rapid, vor putea fi luate corect, în timp real, pentru că nu va fi nevoie să așteptăm după dosare între departamente. Și astfel va fi mai ușor de asimilat informațiile sintetice. Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt actualizarea și extinderea soluțiilor informatice și îmbunătățirea competențelor profesionale prin instruirea a unui număr de circa 30 de persoane în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice. Valoarea totală a proiectului realizată de către compania Integrisoft este de 571.800 lei. Sistemul informatic este un sistem integrat pentru administrația publică, sistem care funcționează în peste 400 de instituții, sunt peste 6.000 de utilizatori activi, peste 34% din municipiile reședință de județ din România îl utilizează, peste 40% din orașe. Până în prezent au fost făcute peste 600 de implementări cu succes, iar zilnic se fac peste 1.000.000 de operații zilnice. Este un sistem soft centralizat. Este suficient ca o persoană să intre o singură dată cu buletinul în primărie, iar datele se propagă automat în celelalte departamente. Un sistem simplu, rapid și online către cetățeni. Cum vă spuneam, sistemul oferă o bază de date unică. Odată o persoană intrată în primărie, datele despre acea persoană se propagă în toate departamentele, la taxe și impozite, la registru agricol, la chirii concesiuni, la anele, peste tot. Fiind integrat, se pot afișa situații și statistici doar accesând informațiile din baza de date, rezultând astfel un dashboard managerial, util echipei de management. Serviciile sunt și disponibile online, atât de pe telefon, cât și de pe calculator. Serviciile online pot fi accesate direct din portalul primăriei. Mai departe. Principalele rezultate ale implementării au fost să fie introduse proceduri simplificate pentru reducerea birocrației, s-au achiziționat module și implementat module software noi, unde pentru departamente care nu aveau acoperite această oportunitate, a fost instruit și certificat personalul pe temele specifice pentru a duce la un rezultat bun. Printre beneficiile digitalizării se enumeră platformele electronice pentru cetățeni. Pentru a avea succes, administrația publică este necesar să ofere contribuabililor, persoanelor fizice, persoanele juridice, servicii de calitate care să satisfacă necesitățile și așteptările. Soluția este o soluție rapidă și la îndemână pentru a accesa serviciile instituției și poate având posibilitatea de a le accesa prin intermediul unei platforme online. Printre beneficiile care le aduce digitalizarea și interacțiunea online între cetățean și instituție, ar fi înțelegerea nevoilor cetățenilor. Astfel, cetățenii evită drumurile incomode la ghișeu. Platforma este disponibilă online 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
oferă rapiditate și performanțe în livrarea serviciilor, astfel se elimină etape redundante și se scurtează procesul. Există o performanță în livrare. Inspectorii pot să comunice direct cu cetățenii. Platforma deservește prin rapiditatea acesteia, poate să deservească mai mulți contribuabili în același timp. Și nu în ultimul rând, este vorba de încredere. Astfel, încrederea contribuabilului este câștigată pentru că se oferă transparență și vizibilitate. Totodată, cetățeanul este informat în timp real cu toate documentele, toate solicitările care le are cu primăria. Printre serviciile digitale implementate în cadrul primăriei municipiului Turda, a fost implementată o interfață web, o interfață simplă, rapidă, online, fără documente plimbate între instituții. Dintre livrabilele acestui proiect au fost echipamente hard, softuri conform cerințelor din caietul de sarcini, au fost servicii de analiză și proiectare, servicii de integrare, servicii de instruire, servicii de management de proiect și servicii de garanție și suport tehnic pentru 12 luni. Mai jos, în acest slide, sunt enumerate aplicațiile care s-au implementat în cadrul proiectului. A fost implementată aplicație soft pentru încasări și inspecție fiscală în teren, aplicația AvanMob. Astfel, inspectorii din cadrul instituției pot să facă încasări pe teren, iar datele se preiau automat în sistemul AvanTax, care este implementat în cadrul primăriei, fără a fi nevoie de intervenția inspectorilor. A fost implementată aplicație soft pentru gestionare și calculare automată a indicatorilor de performanță. Sunt seturi de indicatori agreați de către instituția dumneavoastră. Pe baza indicatorilor agreați se pot emite rapoarte, statistici emise în timp real care le preia din baza de date. Aplicație mobile pentru servicii adresate cetățenilor. Aplicație mobile pentru plăți online. Plățile online respectă codul fiscal. Tot direct de pe telefonul mobil, cetățenii pot să-și facă programări la diferite servicii din cadrul instituției. Cetățenii pot să vadă stadiul documentelor depuse la registratură și, nu în ultimul rând, pot fi transmise mesaje către cetățeni. A fost automatizată comunicarea cu notarii publici. Astfel, în cazul unei tranzacții, nu mai este nevoie ca cetățeanul să se plimbe în instituție, iar ulterior să plece cu certificatul fiscal la notar. Cu toții știm că Departamentul de Taxe și Impozite este un departament unde sunt eforturi substanțiale. De aceea, și la acest departament a fost automatizată comunicarea cu executorii judecătorești. Astfel, executorii judecătorești își fac acțiunile fără a fi nevoie ca instituția să răspundă către aceștia. Platforma Software GIS. Metadatele din sistemul integrat Avansis se transpun într-o bază de date GIS, să avem acces și vizual. A fost implementată aplicație pentru gestionarea domeniului public și privat, aplicație pentru gestionarea contractelor de chirii și concesiuni și a fost extinsă soluția Avansis Online, care a fost implementată implementată într-un alt proiect. Acum s-a extins soluția Avansis Online cu posibilitatea de plăți
și automatizat se oferă servicii online către cetățeni și din partea Departamentului de Registru Agricol. Ceea ce a făcut Primăria Municipiului Turda este un act de curaj și o decizie strategică a echipei de management, că a implementat un sistem integrat, un sistem rapid, simplu, online, cu deschidere către cetățeni. Rezultatele vin, sigur, pas cu pas, fără să împovărăm cetățenii. Un sistem integrat și online este principalul diferențiator pentru o instituție publică. Vă mulțumim și vă dorim succes! Mulțumim și noi, atât pentru prezentare, cât și pentru colaborarea în cadrul proiectului. Vreau foarte pe scurt, doar câteva minute, să vă mai rețin atenția cu câteva date tehnice din cadrul proiectului. Doamna Palaga v-a prezentat partea asta de implementare soluții software și mulțumesc pentru detaliile oferite. Nu putea, probabil, doar domnul Șipoș dacă explica la nivelul ăsta, pentru că sunt multe date tehnice. Și înainte să trec mai departe, vreau să vă mulțumesc celor care ați contribuit în partea asta de implementare. Știu că nu a fost foarte ușor, a fost mult timp de investit și pentru instruiri, dar și în partea asta de integrare a soluțiilor de rezolvare a conflictelor și vă mulțumesc pentru că v-ați dat interesul. Proiectul a fost finanțat prin programul operațional Capacitate Administrativă. Implementarea lui a fost din aprilie 2022 până luna asta în decembrie. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 3 milioane de lei, din care contribuția municipiului Turda undeva la aproape 60.000 de lei. Obiectul general al proiectului, așa cum v-a prezentat și colega mea, actualizarea și extinderea măsurilor de simplificare, sună bine, ideea este că am implementat niște software ca să simplificăm procedurile administrative și să reducem birocrația. Rezultatele proiectului, în primul rând avem acest sistem informatic existent deja pe care l-am extins, cu noi soluții software, cu noi facilități pentru cetățeni. O a doua componentă, la fel de importantă a proiectului, am continuat să retrodigitalizăm arhiva primăriei. Dacă prin proiectul ADEPT, care a fost implementat acum 2 ani, am reușit să retrodigitalizăm 2 milioane de documente, am reușit și prin acest proiect să scanăm, să arhivăm electronic încă 2.200.000 de pagini. Asta înseamnă peste 200.000 de dosare din arhiva primăriei. Dosare care au fost și scanate și indexate digital și ocerizate, adică în spate, în platforma noastră de management documente, putem căuta după cuvinte cheie și putem căuta și în conținutul documentelor, ceea ce e o muncă care ne ușurează foarte mult. E o facilitate care ne ușurează foarte mult munca, nu mai avem nevoie să mergem fizic în arhivă, putem să ne uităm din baza de date, să vedem ce documente avem acolo. Și al treilea proiect, chiar dacă ne-am propus să instruim 30 de persoane din primărie să folosească aplicațiile pe care le-am implementat, în final am ajuns la 63 de persoane care au fost instruite să folosească aceste aplicații, printre ei ați fost și voi. Vă mulțumesc că ați avut răbdare la instruire și dacă mai apar sincope pe parcurs, să-l contactați pe domnul Șipoș Vasile, vă răspunde cu mare drag. Dacă nu vă răspunde, mai insistați. Serviciile implementate pe portalul online, facilități noi pe care le au acum cetățenii la dispoziție, eliberarea adeverință pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, adeverință de rol agricol și de teren, eliberarea adeverință cu suprafața de teren deținută pentru APIA și celelalte documente pe care le vedeți aici. Ideea este că suntem într-un proces continuu de digitalizare și vrem ca și pe viitor să extindem numărul de servicii oferite către cetățeni. Nu e ușor, dar e o muncă utilă și în același timp suntem conștienți că în direcția asta se merge. În câțiva ani nu o să mai fie nevoie să vină cetățenii, probabil în instituții, pentru niciun tip de document. Așa arată platforma, dar vă invit să o accesați pe compropriu. Aplicațiile software noi le-a prezentat doamna Palaga și nu o să mai intru în aceste detalii. Ceea ce mă bucură pe mine cel mai mult din tot proiectul este această aplicație pe care o puteți descărca chiar acum pe telefonul vostru. Taxele și impozitele online se pot plăti direct de pe telefon, fără să mai fi redirecționat către ghișeu.ro sau către alt procesator de plăți. Aplicația este integrată cu Netopia,
cu Netopia și direct din telefonul mobil poți să plătești taxe și impozite locale, taxe speciale și orice alt fel de taxă. Și de asemenea, poți să-ți faci programare la anumite tipuri de servicii din primărie, poți să vezi istoricul între istoricul colaborării tale ca și cetățean cu primăria. Și aplicația este disponibilă în App Store dacă o căutați după această denumire, Avansis Mobile. Puteți să o descărcați și dacă aveți cont deja pe aplicația Avansis Online, deja puteți să o accesați din telefonul mobil. Dacă nu v-ați făcut cont până acum, evident trebuie să intrați să faceți un cont. După ce colegii noștri din primărie o să valideze conturile, se poate folosi aplicația. Acum câțiva ani mă gândeam ce fain ar fi să avem această facilitate pe telefon mobil și astăzi o avem. Nu ne rămâne de făcut decât să ne plătim taxele și impozitele la anul, că mă gândesc că pe anul ăsta sunt achitate. Turda Online, un proiect prin care ne-am propus accesibilitate și comoditate în oferirea de servicii publice și sper că am reușit. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, atât participanților mass media, cât și colegilor. Și în continuare vă invit să mai rămânem, să servim ceva și dacă aveți întrebări, cu mare drag vă răspundem în privat. Mulțumim tuturor și o zi frumoasă în continuare!